Au început lucrările de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare la Dumbrăveni și la Agnita. Acestea fac parte dintr-un contract amplu în valoare de 22 de milioane de lei, din care 17 milioane reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. Acest contract prevede reabilitarea rețelei de apă din Dumbrăveni pe o lungime de peste 1300 de metri, a rețelei din Agnita pe lungimea de aproape 7000 de metri și reabilitarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă. De asemenea, în cadrul aceluiași contract se prevede reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare menajeră, extindere în Dumbrăveni pe o lungime de peste 12000 de metri și reabilitare și extindere în Agnita pe o lungime de aproape 12000 de metri. Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuției de apă potabilă corespunzătoare din punct de vedere calitativ, cantitativ, standardelor Uniunii Europene pentru locuitorii din Agnita și Dumbrăveni și creșterea ratei de acoperire cu servicii de apă și apă uzată. Durata contractului este de 36 de luni, iar termenul de derulare al lucrărilor de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. Peste 2 ani sperăm ca cei 2 km pentru rețeaua de apă și cei 12 km pentru rețeaua de canalizare să asigure cetățenilor din Dumbrăveni confortul și siguranța sanitară necesară într-un oraș european.